parașutați de aviația militară americană între 1951 și 1953 și care au fost executați aici la fostul 13 Jilava pe 31 octombrie 1953. Și de aceea încercăm să le menținem vie memoria. O să vă spunem mai multe după ce terminăm vizita și o să facem comemorarea lor. Vreau să vă spun că ne aflăm și pot să vă zic bun venit la fortul 13 Jilava. În urmă cu 70 de ani nu era deloc o urare să spui cuiva așa ceva. Mulțumesc celor doi deținuți politici care se află printre noi, domnul Gheorghe Nichifor și doamna Cornelia Manolescu, care au făcut un efort să vină astăzi aici, în special domnul Nichifor, dar țineam foarte mult pentru că nu concep o vizită la Jilava fără domnia sa. E un om deosebit, o să-l vedeți. Și dânsul are peste două zile și o, nu știu dacă pot să-i spun aniversare, pentru că nu știu dacă se aniversează așa ceva, în sensul că peste două zile, pe 28 octombrie, se vor împlini 70 de ani de când a fost arestat, elev de liceu fiind, și a dus pentru prima dată aici, la fortul 13 Jilava. Este un moment emoționant și aș vrea să-l marcăm așa cum se cuvine. Vreau, în primul rând, să vă spun că vă aflați la intrarea în cea mai cumplită, cea mai grea închisoare din întreaga Europa de Est, din tot spațiul comunist. Și acest lucru nu îl spun eu, l-au confirmat în vara anului 2014, foștii deținuți politici din toate țările comuniste, începând din țările Uniunii Sovietice și până în Cehoslovacia, Bulgaria, Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria. Atunci, în acea vară, s-a organizat la București, sub auspiciile Asociației Foștilor Deținuți Politici ale cu sprijinul domnului președinte Emil Constantinescu, fost președinte Emil Constantinescu, un congres internațional al Asociației Federației Interaso, Asociația Foștilor Deținuți Politici din toate țările comuniste. Și au venit, cum vă spun, oameni care au stat în lagărele sovietice, oameni care au fost anchetați la Lublianca, în subsoluri, oameni care au stat în închisorile Stasi sau ale cele din Ungaria. Toți au fost terifiați atunci când au văzut ce există aici. Toți au spus că la ei, în țările lor, nu a existat chiar așa ceva. Pentru că tot ansamblul pe care îl veți vizita este subteran. Totul este sub pământ, sub cota terenului din această zonă. Se merge până la 10-15 metri în unele zone, adâncime. Din acest motiv, pânza freatică se infiltrează, pereții sunt în permanență umezi, iar în unele perioade din an, pur și simplu curge apă din pereți, din tavane sau sunt celule care au apă pe podea sau se inundă. Este o închisoare prin care au trecut majoritatea foștilor deținuți politici. Dacă prin celelalte închisori și lagăre de exterminare de muncă din țară au trecut doar unii, în altele doar alții, prin închisoarea Jilava au trecut peste 90% din foștii deținuți politici din România anilor 1945-1946. De ce? Pentru că ea a fost închisoare de tranzit. Ce însemna asta? Însemna că atunci când erau transferați între două închisori, chiar între două închisori apropiate, să zicem, Aiud și Gherla, obligatoriu deținutul politic era adus pe la Jilava, unde stătea de la câteva zile până la câteva luni de zile, depinde cum decurgeau formalitățile, pentru a-i se face formele legale. Când erau transferați de la o închisoare la un lagăr, când erau aduși de la o închisoare pentru a fi duși undeva la o securitate regională din țară pentru o nouă anchetă, fie pentru el, fie ca martor în procesul altor deținuți arestați între timp. De asemenea, unii dintre ei erau arestați și aduși imediat la Jilava, unde erau ținuți, așa cum a fost și domnul Gheorghe Nichifor, pe perioada cât li se făcea ancheta și li se pregătea procesul. Până după proces, când primeau condamnare și erau trimiși la una din zecile de închisori și lagăre de muncă organizate de regimul comunist pentru exterminarea
și pentru de exterminarea așa numiților dușmani ai poporului. Aici, înainte de a intra, am să vă fac un foarte scurt istoric. La final, cei care vizitează prima dată și cei care n-au mai primit, o să primească și câte o broșură din partea noastră, un fel de ghid al fortului 13 Jilava și acolo aveți un istoric puțin mai detaliat. Dar am să vă fac așa, un scurt expozeu. Acest fort face parte dintr-o rețea de fortificații, este vorba de, nu mai țin minte, oricum, în jur de 15-17 fortificații, 24 da, de fortificații, fiecare din ele era dublată cu o baterie, toate erau situate de jur împrejurul capitalei, pe actuala linie de centură a capitalei și au fost realizate între 1876-1883 din inițiativa regelui Carol I pentru a asigura capitalei Regatului României o apărare corespunzătoare. Planurile acestor fortificații au fost realizate de experimentatul inginer Henri Brialmont, belgian, care a realizat la sfârșitul secolului 19 sistemele de fortificații ale mai multor capitale din vestul Europei. Din păcate, deși s-au investit foarte mulți bani pentru aceste fortificații, la începutul secolului 20 ele au fost abandonate deoarece avansul foarte rapid al tehnicii militare din acea perioadă a făcut ca ele să devină depășite din punct de vedere al capacităților de apărare față de noile posibilități militare. Așa încât cele mai multe au fost părăsite și părăsite sunt și în ziua de astăzi, dar fortul 13 Jilava, ca și altele, au primit diverse destinații. Aici a fost bunăoară, garnizoană și depozit de muniție. Asta până în 1907, când pentru prima dată primește temporar destinația de închisoare, fiind aduși aici țăranii răsculați din zona aceasta a țării, în special din Muntenia. Ei au fost deținuți aici. A urmat apoi o perioadă de timp în care a fost închisoare militară, inclusiv în timpul Primului Război Mondial. Aici erau închiși militarii, cei care se sustrăgeau serviciului militar, cei care dezertau, cei care erau condamnați pentru infracțiuni în raport cu regulamentul militar. Iar în timpul Primului Război Mondial, aici au fost inclusiv închiși spioni, chiar și executați astfel de persoane, execuțiile făcându-se undeva în spatele portului, într-o zonă numită Valea Piersicilor. După reîntregirea României, deci după 1919-20, începe o perioadă tulbure pentru România și pentru prima dată din nou sunt aduși aici deținuți politici. De fapt, sunt membrii, liderii Partidului Comunist din România, alcătuit în cea mai mare parte din oameni care nu erau de etnie români, erau alogeni, deci erau de alte naționalități. Aceștia militau deschis pentru... se afiliaseră Internaționalei Comuniste de la Moscova și militau deschis pentru ideea că România este un stat imperialist care a anexat teritorii precum Transilvania, Basarabia, Bucovina de Nord și așa mai departe și că acestea trebuiesc să se desprindă de... trebuiesc popoarele respective trebuiesc să aibă dreptul la autodeterminare până la desprindere din Regatul României. Fiind vorba de o agentură a Internaționalei Comuniste, bineînțeles că ei erau în contradicție cu... erau o amenințare pentru siguranța statului, ei au fost arestați și depuși aici la Jilava. Și a mai avut loc o astfel de arestare în 1924, în care iarăși căpetenii ale Partidului Comunist au fost aduse aici. Tot aici au fost aduse în 1933 alte căpetenii comuniste, după ce în februarie 1933 au avut loc tulburările de la Grivița. Aici au fost deținuți o perioadă Gheorghe Gheorghiu Udeș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Vasilichi și alte persoane care ulterior, după 1945, aveau să joace un rol nefast în istoria României. În 1933, dar la sfârșitul anului de asemenea, închisoarea Jilava este umplută cu membrii ai Mișcării Legionare, membrii gărzii ai Partidului Garda de Fier, care au fost arestați odată cu
dizolvarea gărzii de fier la 10 decembrie 1933 printr-un decret abuziv și neconstituțional al premierului liberal Ighe Duca. Cu acel prilej, garda de fier a fost scoasă de pe buletinele de vot, deci scoasă din alegeri. Ei au fost arestați aici și ținuți ilegal, fără mandate valabile de arestare, până după trecerea alegerilor, care au fost, bineînțeles, câștigate de liberali. Aceste abuzuri au fost denunțate nu numai de membrii Gărzii de Fier, dar și de membrii Partidului Național Țărănesc și ai Partidului Averescan, mărturie stând atât presa celor două partide, cât și luările de cuvânt ale parlamentarilor celor două partide, care există și astăzi la arhive în monitorul oficial al României. După eliberarea legionarilor la sfârșitul lui decembrie, pentru că în timpul acestor abuzuri fuseseră omorâți aproximativ 7 legionari, printre care unele căpetenii, 3 legionari, Ion Caranica, Doru Belimace și Nicolae Constantinescu, din inițiativa lor proprie, au asasinat pe peronul gării Sinaia ca ripostă pe premierul liberal Ighe Duca și a urmat apoi un nou val de arestări ca represalii, un număr de aproximativ 10.000 de legionari fiind arestați în toată țara, o bună parte dintre ei fiind deținuți aici la Jilava până în aprilie 1934, când au fost eliberați, nefiind condamnați decât cei 3 care l-au împușcat pe Duca, restul conducerii mișcării legionare fiind exonerată. Urmează apoi perioada anului 1938, când Carol al II-lea suspendă, suprimă democrația, Constituția Democratică, instaurează o dictatură personală și, practic, alături de adversarul său, Iuliu Maniu, principalii adversari rămân legionarii, astfel încât în aprilie-mai 1938 au loc masive arestări și sunt aduși aici la Jilava sute, la un moment dat chiar mii de legionari. Corneliu Zelea Codreanu aici își scrie în acea perioadă, în perioada procesului său în care a fost condamnat printr-o falsă judiciară la 10 ani de detenție, își scrie aici jurnalul de la Jilava pe hârtie de împachetat. El a fost ulterior recuperat de la avocatul său Horia Cosmovici și publicat. Și noi l-am republicat și astăzi se poate publica și în România liber. În noaptea de 29-30 noiembrie 1938, la ordinul regelui Carol al II-lea, este asasinat în pădurea Tâncăbești Corneliu Zelea Codreanu împreună cu alți 13 șefi legionari. Cadavrele lor sunt aduse aici, în Valea Piersicilor, unde sunt împușcați în spate, așa cum erau morți, pentru a simula fuga de sub escortă și sunt îngropați după ce se toarnă peste ei o cantitate impresionantă de acid sulfuric. Ei vor fi desfumați peste 2 ani, în 1940, în timpul scurtei guvernări legionare antonesciene, când, de altfel, în timpul desfumărilor de aici, de la Jilava, unde s-a luptat foc continuu cu reflectoare zi și noapte, o echipă din poliția legionară, în mod abuziv și, după părerea mea, nu deloc normal, procedând deci împotriva chiar legilor statului legionar, au pătruns și au împușcat pe cei 64 de demnitari care erau vinovați de masacrele împotriva legionarilor din urmă cu 2 ani, când fuseseră omorâți 500 și ceva de legionari. Legionarii cad de la putere în ianuarie 1941, sunt dați la o parte de către Antonescu, în cazul așa zisei rebeliuni legionare. De fapt, Antonescu a fost sprijinit de Hitler pentru a-i înlătura de la putere și sunt aduși din nou aici la Jilava alte mii de legionari care vor sta câțiva ani, unii dintre ei, aici. Vreau să vă spun că la muzeul nostru, la Muzeul Rezistenței, avem o scrisoare care este foarte degradată, dar se poate citi, a unui legionar, Costică Titi Dobre, care în februarie 1941 scria dintr-o celulă de aici părinților săi la Ogrezeni cu cerneală verde o astfel de scrisoare. Este o raritate, pur și simplu nu mai există o a doua scrisoare scrisă în perioada aceea.
tot în 1941, dar în aprilie, sunt executați, condamnați la moarte și executați cei care în toamnă, în noiembrie, îi împușcaseră pe cei 64 de demnitari. Adică pe, sunt împușcați în Valea Piersicilor și membrii Poliției Legionare vinovați de, de crimele din acea seară. Puteți să constatați în câțiva ani ce spirală a violenței, câte abuzuri, crime, răzbunări, și câte familii au fost îndoliate, câte familii au fost însângerate în acea perioadă. Este o realitate faptul că acest monument se împletește și reflectă atât de bine istoria și toate etapele istoriei poporului român din secolul 20. Tot ceea ce s-a întâmplat mai important în secolul trecut în România s-a reflectat într-un fel de sau altul și la Jilava. Și acum, ca să terminăm, vine perioada comunistă. Până în 1948, regimul de la Jilava a fost unul, știți că în 1946 aici este adus după proces și executat generalul Antonescu. O să vedeți și ușa celulei unde a fost ținut și unde a avut ultima întâlnire și cu mama lui. Dar ceea ce este poate cel mai dureros este că după 1948 penitenciarele din România trec din subordinea Ministerului Justiției în subordinea Ministerului de Interne și din acel moment se introduce un regim de teroare, un regim de abuz, un regim de încălcare a celor mai elementare drepturi ale omului. Din acel moment deținuților care erau condamnați politic, care erau deci condamnați pentru activități anticomuniste, li se suprimă dreptul la scrisori, comunicare cu familia, vizite, vorbitor, dreptul la a primi pachete. Practic vă spun că au fost familii care nu au știut câte 17-18 ani dacă mor, dacă oamenii lor din închisoare, părinte, frate sau fiu ce era, mai trăiesc sau nu. Am cunoscut familii care făceau, îi scriau pe aceștia și la vii și la morți, la Sfânta Liturghie. Am cunoscut familii care, ca să fie siguri, au făcut parastase în anii ăia pentru oameni care ulterior s-au întors acasă. Nu existau știri. Rar găseai câte o persoană care se elibera mai devreme, avea o pedeapsă mai mică și puteai să-l rogi și să accepte, pentru că era un risc, să se ducă la adresa pe care tu i-o indicai și să spună mamei tale sau sorei tale sau fratelui tău sau tatălui tău că trăiești. Acești oameni au fost aici lipsiți de cele mai elementare condiții de viață. Domnul Bjoza spunea că aici, la Jilava, noi nu am trăit, ci ne-am târât pe sub pământ ca râmele, ca viermii, pentru că celulele pe care o să le vedeți erau supraaglomerate. Se stătea pur și simplu pe priciuri, ca pe rafturi. Oamenii erau ținuți precum sardelele. Aerul era insuficient pentru că oricum ventilația este proastă, pentru că este o clădire, așa cum v-am spus, subterană. Iar asta în combinație cu umezeala și cu faptul că erau băgați în aceleași celule oameni sănătoși, cu oameni bolnavi de tuberculoză pulmonară, făcea ca rata deceselor să fie foarte mare. Povestea domnul Octav Bjoza de veri în care aici, la Jilava, mureau zilnic oameni, din cauza insuficienței respiratorii, pentru că oricum plămânii erau afectați și aer nu era. O să intrăm. Vreau să vă spun că în perioada, în cea mai mare parte a perioadei între 1945 și 1964, aici în fostul 13 Jilava, cei care erau aduși erau primiți cu un fel de ritual de către gardieni. Se făcea un culoar, pe dreapta și pe stânga erau două șiruri de gardieni. Gardienii erau recrutați din păturile cele mai de jos și cele mai degradate ale societății. Erau oameni fără căpătâi, oameni de cea mai proastă condiție, adunați în special din comunele și din jurul penitenciarului Jilava și de la periferia Bucureștiului. Aceștia erau învățați, instruiți sistematic să îi umilească zilnic pe deținuții politici, care zilnic erau loviți, insultați, înjurați și, așa cum vă spun, încă de la intrare un deținut politic cunoștea aceste rigori. Deținuții politici trebuiau să parcurgă culoarul dintre cele două șiruri de gardieni care erau înarmați cu cos de lopată. Unde plecați, copii? Așa. Cos de lopată. Cabluri. Băte.
și așa mai departe. Și erau loviți. Și se spunea, cine ajunge pe picioarele lui la poarta cealaltă, acela înseamnă că va ieși viu de aici. Cei care erau mai bătrâni și nu puteau să fugă repede, luau mai multe lovituri. Aici, în partea dreaptă și în partea stângă, erau încăperile unde, o să vedeți, se făcea controlul, percheziția. Aici se făceau formele de intrare în penitenciar și aici deținutului se făcea o percheziție corporală. Era dezbrăcat în pielea goală, era controlat inclusiv în părțile intime. Îmi pare rău că sunt aici copii, dar asta este realitatea. Erau controlați și în fund și cu același deget erau controlați în gură. Pentru că exista o obsesie permanentă că un deținut poate ascunde bilete prin care transmite mesaje de la organizațiile de rezistență de afară către cei din închisorii și le dă dispoziții ce să facă. Era o psihoză, o nebunie întreagă. Și acești inculți, acești grobieni care erau, începând cu șefii penitenciarului, care erau recrutați din cei mai josnici oameni, nu făceau decât să amplifice toate aceste grozăvii. Să intrăm, deci, în fort.